Salut! Salut! Cine ești? Ștefan Căpraru, dar numele meu de scenă este Oscar. De când ți-ai luat numele ăsta de scenă? De când m-am apucat de muzică, adică prin 2014. Am auzit de Puia și de Guess Who în România și am început să sap și să ascult foarte multă muzică rap. Am început din România, logic, și am început să-mi scriu propriile versuri. Mă amintesc perfect cum scriam versuri cu o cariocă verde pe caietul de geografie. Toată lumea vorbește despre țară, sărăcie, droguri în hip-hop românesc și trebuie să fie ceva nou. Părțile bune ale României sunt că avem o țară frumoasă, adică cu oameni frumoși, și părțile rele sunt că noi românii se pare că avem o atitudine puțin dușmănoasă, așa. Ne place mult să vorbim unii despre alții și asta ne strică puțin. Sunt prietenii tăi? Da. Așa ciudați? Nu, sunt normali. Suntem niște artiști. Bună seara! Bună seara! Ai noroc, cum te cheamă? Ștefan. Dar pentru că acum sunt artist, numele meu de scenă e Oscar. Bine că nu-i Cezar! Vrei să câștigi X-Factor? Logic, dar că nu cred că o să se întâmple asta. De ce? Pentru că există oameni care au voci mai bune, plus că eu nu cânt. Ei există mereu, crede-mă. Ce-o fi, o fi, n-am de unde să știu, pentru că... Yeah. Există acum 2 ani de zile, a câștigat o puștoaică de 16 ani, deci tu ai 14 ani, ai toate șansele. Să sperăm. Ce faci cu banii? Păi, câți bani erau? 100. 100 de mii de euro? Da. Nu-i foarte mult, da. Yeah. În primul rând aș lua un apartament, clar, și de restul, nu știu, i-aș da pe haine, sincer. Pentru ce ți-ai apartament, dacă vrei să fii artist, explică-mi. Nu vreau să fiu un artist care stă pe stradă. Majoritatea artiștilor stau pe străzi înainte de a începe. Ed Sheeran, de exemplu, a cântat mult, nu era fără casă, dar... Și sunt multe cazuri de astea. Tu n-ai casă în București? Ba da, dar îmi place să fiu independent. Ia-ți închirie și salvează banii pentru un instrument, două, trei. Studio. Înțeleg? A, da, am uitat că vreau studio. Băi, da, face parte din a fi artist. Ce ne cânti? Un medley. AK Putpuriu. Din muzica ușoară, pop, Din punk? Muzica mea. Tu ai compus? Muzica ta, compusă, da, de tine? Fac rap, logic. Vreau să fie modul meu de viață. Am venit ca să arăt că nu e așa. Nu suntem doar niște golani îmbrăcați în haine largi, care au un... Strada e bună și eu zic e de... Nu e asta, deloc, absolut deloc. Doamne și domnilor, Ștefan, 3, 2, 1, stai!